Pe 22 decembrie a fost dat în folosință pentru acest sezon hibernal patinoarul artificial amplasat în Parcul Cetății din Deva, de lângă statuia lui Mihai Eminescu. Ca de obicei, primii care au testat patinoarul, care este administrat de către Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva, au fost copiii, aceștia fiind extrem de încântați că pot reveni pe gheață după o pauză destul de lungă, cauzată de pandemia de coronavirus. Bună! Acum până te obișnuiești? Ai bună! Mai știi? Da! E greu după 2 ani. Ești prima patinătoare pe anul ăsta, cum da. E viața? Foarte bună! De câți ani patinezi? De 4. Și vii în fiecare an aici? Da! Cei care doresc să se destindă pe luciul de gheață artificial amplasat în Parcul Cetății din Deva au parte de prețuri mai mult decât accesibile, la care se adaugă și patine noi și, în plus, mai trebuie să știe că minorii sub 12 ani au intrare gratuită la patinoar. Programul de funcționare al patinoarului aici la noi în Parcul Cetate din Deva este de luni până joi, inclusiv de la orele 12:30 până la orele 22, iar în weekend de dimineața de la ora 10, vineri de la 10, sâmbătă de la 10 și duminică de la 10 dimineața până la ora 22 seara. Vă așteptăm cu drag aici la patinoar. Cine dorește să închirieze patine, poate să le închirieze la un preț de 10 lei seria de 2 ore. Intrarea este de 10 lei, iar copiii până la vârsta de 12 ani au accesul gratuit în incinta patinoarului. Patine noi! Cele mai noi! Patinoarul din Parcul Cetății de la Deva, cu o suprafață de 450 de metri pătrați, este preconizat să fie deschis până în luna februarie anului viitor, în funcție și de dorințele oamenilor, dar și de condițiile meteorologice.